chiar dacă statistica infectărilor cu noul coronavirus arată o ușoară descreștere, medicii din întreaga țară continuă să muncească până la epuizare pentru a face față cazurilor grave, care au crescut substanțial în ultima perioadă. La Spitalul Raional Ungheni au fost activate blocuri noi, iar unele cadre medicale s-au reprofilat. Medicii spun că, deși butelii de oxigen sunt suficiente pentru a se trata, pacienții au nevoie de medicamente mai scumpe pe care le procură din banii proprii. Valentina Ceaglei este asistentă medicală în cadrul Centrului de Sănătate din Sculeni, raionul Ungheni. Atunci când a aflat că a contractat virusul, femeia a încercat să se trateze singură acasă, urmând recomandările medicului de familie, însă starea sa de sănătate s-a agravat. Acum o lună aceasta a fost internată la Spitalul Raional din Ungheni. Am fost o stare foarte gravă, da, am ieșit. La datorită medicilor, numai că pe urmă s-au apărut complicații și stau în secție de terapie. Am impresia că dacă rămâneam acasă, vă spun drept că nu știu cu ce se termină. E cam o lună de zile și acum vedeți respirația și cât de greu. Femeia spune că o bună parte dintre oameni nu conștientizează pericolul pandemiei, fapt ce duce la agravarea situației în întreaga țară. Prin toate spitalele. Mor, pentru că cred că sunt alte organisme care nu pot să lupte. Ce ați sfătuit pe altă lume? Să nu se gândească această boală noi. Această boală este și o boală foarte grea și să păzească, să aibă grijă de ei, să poartă măști. Mai mult să stie acasă, să nu iasă, dacă nu au nevoie. Potrivit medicilor, chiar dacă în prezent numărul de infectări este mai mic în comparație cu luna martie, cazurile grave sunt tot mai multe, iar astfel sistemul medical continuă să fie pus sub presiune. E foarte greu și moral și fizic. Suntem la limită. Serviciile medicale noi putem să le acordăm mult mai bine, fiindcă este oxigen, personal este, medicamente sunt. Sigur că cele mai scumpe noi nu le avem, dar în farmaciile din oraș nu le avem și atunci pacienții procură și prin asta se salvează. Oamenii pe care i-am intervievat spun că apelează de fiecare dată la medic în cazul în care semnalează primele simptome de boală. Dacă copilul strănut, are simptome de astea, adresați, a venit la medicul de familie. Dar la spital? La spital nu, că nu chemăm salvarea, că nu ne internează, că e... Nu sunt locuri. Ne dă medicamente de prima necesitate. Am venit amuc să întreb de fratele meu. Am auzit că e în secție de unicovid, dar nu știu ce stare el. Sunt internat a doua zi în secția neurologiei. Oamenii sunt neputincioși în fața unui virus atât de puternic. COVID-19 are consecințe pe termen lung, susțin medicii. Astfel, chiar dacă pacienții sunt externați acasă cu teste negative la coronavirus, o bună parte, peste o săptămână, două, revin la spital pentru a trata urmările lăsate de infecție. Alții chiar și mai repede, peste 3-4 zile după ce s-au externat bine, se internează de acum cu AVC, cu infarct miocardic, cu diferite probleme intestinale, diaree, cu pancreatite, ori cu pneumonii bacteriene destul de complicate. Pacientul e epuizat după COVID, e complicat de discos așa pacient din stările acestea. De la începutul pandemiei, din cauza complicațiilor cauzate de virus în raionul Ungheni, au decedat peste 100 de persoane. În același timp, în spitalul raional au fost tratați de COVID-19 peste 1200 de pacienți.